Persoanele cu dizabilități critică autoritățile locale, despre care spun că stau nepăsătoare la problemele pe care le-au ridicat în nenumărate rânduri. Sunt Andrițiu Georgiana, am 32 de ani, sunt o persoană cu dizabilități, sunt la Hărucior de 23 de ani. Aici, în Târgu Jiu, situația e destul de complicată pentru că trebuie să circul pe stradă între mașinile parcate și cele care circulă, punându-mi viața în pericol. Este foarte greu pentru că trotuarele nu sunt accesibile și dacă au o pantă, sunt foarte abrupte. Avem nevoie de accesibilitate. Practic, toate persoanele cu dizabilități au nevoie de accesibilitate. Și nu numai, sunt și persoane vârstnice și mămici cu copii în cărucior și practic sunt multe trotuare în Târgu Jiu și chiar în zonele intens circulate, plus că sunt și multe instituții care au nevoie de accesibilitate. Ne dorim lucrul acesta pentru că avem dreptul la o viață normală. Iulian Popescu, candidatul Partidului Național Liberal Gorj pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, spune că persoanele cu dizabilități trebuie să aibă șansă la o viață normală, fără să-și pună viața în pericol. Orașul nostru este închis pentru persoanele cu dizabilități, mamele cu copii mici și vârstnicii care se deplasează folosind un cărucior. Trotuarele nu sunt accesibile, avem stâlpi plantați în mijlocul lor, iar dacă există o pantă, aceasta este foarte abruptă, nefuncțională. Trecerile de pieton nu sunt gândite cu rampe și încă mai avem instituții publice unde accesul pentru persoane în cărucior este imposibil. Avem cetățeni care sunt în pericol permanent în Târgu Jiu. Circulă pe stradă, printre mașinile parcate și cele care sunt în mișcare, a transmis Iulian Popescu. La nivelul județului Gorj sunt peste 12.000 de persoane cu handicap.